Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră minunată de Minecraft Parkour sau seria în care dau foarte, foarte multe rage-uri. Puteți să-i și așa, sincer, pe mine nu mă deranjează și știu că sunt foarte, foarte multe persoane care se uită și practic se amuză cum eu mă enervez. Aici, frate, nu de glumă, deci chiar harta asta este nebunie curată. Bun, pentru cei care s-au uitat la clipurile anterioare știu foarte bine că am încercat să facem și o parte din Drop Parambre și puțin tel, o parte din parcuri la fel. O parte din Elite Fly la fel, ba chiar am stat, cred că, un videoclip întreg la un nivel și după aceea următorul să știu că este insane. Și acum, frate, vreau să facem și Find the Button minigame. Deci sunt foarte curios despre ce este vorba aici, dar, bineînțeles, înainte de a începe, vreau să nu uitați, bă, fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like. Haideți să vedem și noi câte persoane mă apreciază în continuare și câte persoane vor să continuăm această serie. Și că in this minigame you have to find the button, nu mai spune. Hey, you, yes, you, find my bird button. Ok, trebuie să găsim un buton. Și ceva îmi spune, a ah, bird button, uh, păsări sus, pomi, dar mie să nu -mi fie troll, mă uiți pe aici, ok. Deci eu zic că este în pom, mai ales că mi-a pus și aici mari sărituri. Bird button, bă frate, băi, oh ia uite -a. ha, farmer button got lost again, farmer button, clar pe undeva pe la fermă. Dacă a zis fară în frate, gata, a zis totul cu asta, știi? Deci, practic, sunt și niste indicii. Dar mi s-a că butonul. Sunt și niște indicii, dar... A, pe lângă căsuță, pe aici? Opa, ia uite. Plastic forest button still missing. Aici am pădure. Nimic aici. Hai că, bă, măcar nivelul ăsta să-l pot trece. Nu știu dacă merită să mă duc acolo jos sau... Ah, fie antrenă, fie antren. Facem noi aici o șmecherie. Deci nu, cred că este nimic jos. Părerea mea este că nu este nimic jos și că doar a pus acolo special așa ca să mă troleze. Și cred că, fiți anteni, eu cred că pe aici este un buton. Nu? Eu așa zic, ar putea fi pe aici pe undeva un buton, văd că nu este. Am, ah, frate, și m-am chinuit atât de mult. Bine, m-am chinuit mult. A, ulei, și un labirint aici. Vai de... Opa. Am înțeles, hai că e bine rău. Pe aici poate Eu uite. -l. Bine! What? Da, chiar ce? Ce aici? Ce? Ce? Deci pentru cei care nu știu cum se numește harta, mai spus-o, se numește Psychodelic Rainbow Madness. E o mapă nebună, că n-a de aia se numește Psychodelic Rainbow Madness, Sweet Dreams. Deci dacă știi aici trebuie să găsesc un buton. S-ar putea să fie pe acolo, pe sus, sau s-ar putea să fie pe aici printre paturi. What the fuck, uite cum sunt buse toate paturile, frate. Să nu fie pe aici pe sub pat. Poate să fie pe supar, nu cred. Nu, hai să facem o săritură aici, facem și noi un... În... Aolo, Bă, dar chiar aici sunt multe, multe... Gen, pe patrulea astea poți să sari. Oarecum, că e un fel de slime, știi? Hopa, uite un pad normal. Ba nu, stai că sunt mai multe. Am crezut... Aulă, trebuie să ajung acolo. Deci nivelul ăsta, practic, este un find the button cu... Pardon, ascad. Un... Uh... Frate, îți joc de mine. Îți joc de mine. Și-a bătut joc de mine, grav. Păi și atunci unde? Bă, alu. Unde pui mei poate fi butonul? Bă, cred că știu. Troll de Poate nu e troll sau... Pe aici pe sus, fii atent, Pe aici pe deasupra. Pe norișorii ăștia. Sau? Mă, nene. Cred că aici o să rămânem. Deci sigur este o chestie acolo cu, cu schemă, știi? E o să pe acolo, pe undeva. Bă. Lol, am o idee. Uh, cum ar fi, fița antenă? Să mă bag într-un pat și în momentul în care mă bag, uite cum e aici, mă bag în pat și vad. Uh, opa, lol, am văzut aici un spațiu. Acolo e. Mâncam iarcul unde era the Rainbow End. Deci cum era spațiul acolo? Deci dacă nu mă urcam în panul, vedeam, mă jur. Aici clar trebuie să-l pe Chorus pe aici. Chorus. Ce joa sună Chorus. Everywhere numai... Ia să, așa, să facem noi aici o săritură magică. Ah, am făcut cea mai magică săritură. N-ați văzut săritură mai magică decât asta, mă jur. N-ați văzut săritură mai magică decât asta, nu așa? Oba. Bine. Super tare și... Bam, dăm pe ala Colorful Christmas. Ok. Uh, printre a... Deci, bă, frazor, spuneți-mi voi mie de nu sunt eu mare profesor aici la Find the Button. Sai hodelei nu știu ce, nu iarăși labirint. Nu, deci am o problemă cu labirinturile, frazor. Am o problemă foarte, foarte mare cu labirinturile, mă jur. Nu, îmi plac sub nicio formă labirinturile. Le urăsc. Ce? Nu e nimic acolo. Aici la fel. Da, și uite, dai o răsc la labirinturile, frate, pentru că trebuie să mă uit prin toate colsurile și chiar după ce mui peste tot, zici că e dispără butonul ăla, zici că se evaporă, știi? Ia uite, nici aici nu e. Sau poate este, mamă, câte, câte, aolo, câte drumuri pe aici. Bă, frate, nebunesc. Și sunt și prea multe culori, aia este o problemă destul de mare. În general, am o destul de mare cu prea multe culori pe aici. Trebuie să fie pe undeva. Sper să fie la vedere, sincer. Disper să fie la vedere, pentru că dacă nu e la vedere... A, am ajuns de unde am plecat. Ce-mi place. Ce-mi place să fac acest <truf> bine frazorie, Viața mea la bine într-o asta, mă jur. Frumos, rău, ce e drept. Da, mai, mai frumos de atât, dar nu cred că este. Iarăși am plecat din acea zonă. O să nebunesc. O să înnebunesc. O să înnebunesc. Mergem să-mi dau game-ul 3 pe mapa asta? Ia, doar așa de chestie. Game-ul 3. Nu merge. Uite, îmi dau game-ul 3. Vedeți că mi arată ca și cum mi l-ar schimba, dar mi-l pune imediat foarte, foarte rapid înapoi. Bă, frate... O, da! Mamă, bine că m-am uitat aici, old friend, și deci bine că m-am uitat acolo în sus Pentru că dacă nu mă uitam în sus, cu siguranță nu aș fi văzut Și acum rămâneam la fel de chiomb So, fuck it, bros I did it myself De deci ce o scară acolo? Nu mă duc pe scară Nu o să mă duc pe scară, sunt rebel, ok? Nu e acolo Deci sunt rebel și nu vreau să mă duc acolo pe scară Poate aici Nu e acolo, bă, frate. Și gen am pus așa niște chichițe destul de... Opa, ia stați așa, stați așa. Cum ajung eu în spatele casei? Opa. Opa. Și nu e nimic. Sau? Bă, ești nebun, nimic și m-am chinuit tot două. Și m-am chinuit destul de mult, adică... Nu știu, m-am gândit cu de și poate vezi că gen chiar trebuia să mă duc pe scara aia, cum ar fi. Uite aici de sub nu e. Deci poate vezi că gen chiar... Nu, ăsta e butonul care deschide ușa. Cum ar fi chiar să fi trebuit să mă duc pe scara aia asta. E așa. hai să vedem, să vedem. Că sunt foarte curios. Poate chiar pe acolo trebuie să mergem, știi? Că nu e, des... nu e chiar foarte vizibilă. Dar nu trebuie pe aici, uite. Hmm. Deci unde rascundem în furnal? Nu. Unde ascunde un om normal, da? Acolo jos. Hai că mai facem iarăși o să le trebuie de aici. Aici, nu? Nici nu văd acolo. Opa, acolo, acolo, acolo. Văd? Uite, acolo. Nu, că acolo este practic înăuntru. Sau aici, în față. Nu este nici aici. Pe casă, în pomi. Fie antenă. Deci, la de... Bine, mă. Asta era. Haha! Button Madness Test Pozitiv! Ok, deci am trecut nivelul ăsta, sau? Reset, Go Back to Lobby sau Pointless Sign? A gen, Pointless Sign, adică gen nu face nimic semnal bun. Primul nivel terminat! Primul nivel terminat complet, deci ăsta a fost frazor primul nivel terminat complet, ăsta. Ok, Go Back to Lobby, deci practic am terminat cu totul 25%, adică cum ar veni un nivel știi, că sunt patru nivele, dar fiecare nivel are mai multe nivele, ceva de genul mai multe sub sau cum vreți să le spuneți. Înțelegeți voi, dar ideea e că cu portocaliu, bam, l-am terminat. Mai avem așa, mai avem Elytra Fly, imposibil, by the way, uh, Dropper, minigame, la fel de imposibil, și parcurul minigame. Bă, eu m-aș duce puțin te la drop. Am chef de încă puțin tel dropper, sincer, asta este părerea mea. Haideți să vedem. Vreau să cad aici, hai să mai încercăm o dată la dropper, dar nu spune că mai de la spate. Deci nu mai știu pe care le-am făcut. Glessing Row, Branching One, Cheese Holes. Sau l-am făcut și pe asta toate? Ia, yeah. Facebook Fugitives. Mi se pare că pe Aici mi se pare că era cu schemă. Da, ăsta era ăla de cădeam încet, frate, și trebuia să am un anumit pattern. Să văd o anumită metodă. Bă, frate, mamă, mamă, cum e ăsta. Tot îl fac, fii ca mă prind. Deci tot îl fac. Mă princi și vi-l fac frazor fiți fără probleme, ca băieți ești nebun. Hai să vedem. Și eu care chiar am avut speranță. Și chiar am crezut că se întâmplă ceva aici. Ajung. Yes, și aici. Cât? Mamă, mamă, cât să mă mai duc, frate? Cât să mă mai duc? Fraților, încă o dată nu uitați, să dați și pe acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cu multe clipuri din această serie cu această hartă, mai ales care nu, este destul de... Destul de... este destul de ciudată. Mă, asta mă enervez. Deci mă enervez rău de tot la drop-ul ăsta. Și ai că, gen, frate, cât de cât l-am l-am cam făcut, dar... Uh, uite, trei de foarte multe părți, știi? Lol, ok, asta a fost ciudat, gen, m-am oprit acolo și nu m-a dat înapoi. Îl <trui> fac! Nu! Cum e posibil? spune deci spuneți în voi, vă rog, că nu ați crezut că o să-l fac acolo. Deci a fost atât de lină căzătura, atât de lină am căzut acolo și totuși a fost atât de departe. This was so fucking... There was a huge distance. Yes? Unde morți? <trui> Harta asta mă face dau Harta asta, frazor, mă face să dau clar, clar. Și foarte grav. Deci mă duc cum nu se duce nimeni. Deja am învățat... Nu te cred așa. Deci, bă, frate, deja am învățat pe de toate mișcările pe care trebuie să le fac. Mă jur, pe ați văzut? Deci aproape pe de am învățat toate mișcările pe care trebuie să le fac și tot nu o fac. Gen. Nu. Nu! No! Nu e posibil. This is not possible, my friend. Not posibile. Cât să mă mai duc? Cât să mă mai duc? Cât? Mai încerc o dată. Dacă nu merge acum, am mai nervez și îmi bag cioaca, frate. Bă, cât să mă mai duc? Voi ați zis cât m-am dus? Deci dropul ăsta, spuneți-mi voi mie de nu este imposibil dropul ăsta. Adică azi vin serios, dă te în spana de aici. Dropper. Hehe, n-am pierdut. N-am pierdut. Hehe. -he. He -he, cur, frazor, cam ăsta a fost episodul. Măcar am trecut de acel minigame Find the Button, pentru că altfel, da, acum eram morți. Uh, Băi, frazor, nu uitați să dați și pe acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să facem multe live stream-uri. Eu am fost Andrei, vă pup pe toți și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa, pa!